Peste 5 ani de documentare și mii de kilometri parcurși prin sate cu scopul de a aduna cele mai autentice tradiții ale minorităților din Banat și a le monta într-un spectacol inedit. Remix ID este primul spectacol care îmbină tradițiile vechi ale celor mai importante minorități etnice din Banat cu elemente ale dansului modern și ale artei contemporane. De sute de ani, în zona Timișului și a Banatului, trăiesc pașnic alături de români alte 12 etnii. Remix ID e povestea lor, primul spectacol care strânge la oaltă materialul documentat mai bine de 5 ani de la aproape toate comunitățile etnice din zona Timișului și reinterpretat de către artiști contemporani. Interviuri, muzică, gastronomie, dansuri, tradiții, chiar și tehnici de cusut costume populare, povești de viață, mărturii tragice din istoria îndepărtată și din cea recentă. Am luat acest material și o parte din el a intrat în acest spectacol care de fapt spune povestea unui tânăr, a unor tineri care pleacă de la sat, merg la oraș, dar se simt complet dezrădăcinați de faptul că sunt rupți de ceea ce știau și cunoșteau și felul în care au fost crescuți. Compoziția spectacolului reflectă acest melanj dintre vechi și nou, deoarece aduce împreună dansurile vechi, tradiționale, dar și o coreografie contemporană, alături de proiecții și muzică de la cei mai fresh artiști contemporani. Tradițiile nu se prea mai țin, nu mai prea interesează pe oameni și mai ales pe tineri care au devenit mult mai mobili decât erau părinții noștri sau bunicii noștri. Și atunci, mergând dintr-o parte în alta, tradițiile pe care le aveau de când erau mici se pierd. Folosind îmbinarea dintre vechi și nou, dintre rural și urban, dintre coreografia clasică și cea contemporană, scenariul spectacolului Remix ID își dezvăluie povestea prin dans și proiecții. E povestea perenă a celui care jinduiește la schimbare, se pierde în vâltoarea necunoscutului și apoi regăsește și renaște atât din rădăcinile trecutului, cât și din experiența prezentului. Este foarte important pentru mine să înțeleg tradiția, pentru că rădăcinile noastre mi se pare că ne dau și autenticitatea noastră. Și așa a pornit și ideea proiectului. După reprezentație, publicul a fost invitat la o discuție cu actrița Olga Tărăc, regizoarea spectacolului și coordonatorul artistic al proiectului, precum și cu toți cei implicați în proiect.